Dragi navigatori internetului, bine v regăsit la episodul cu numărul 2 din Pufsland. Multe tare nu s-au întâmplat de data trecută până acum, doar încă câteva mici sunete dubioase pe aici, pe lume, prin zonă, cum ar fi căței ăștia șmecherași și, bineînțeles, câteva resurse strânse din a, dărâmarea satului, după cum puteți să vedeți și voi. Aveam pregătit un time -lapse pentru toată chestia asta, dar, din nefericire, nu știu cum s-a întâmplat să se corupă și n-a mai funcționat toată nebunia. Avem pe aici aproape 15 bookshelf-uri strânse pentru enchantment table nostru pe care vreau să-l pregătim de data trecută. Și desigur că avem și câțiva săteni aici care de-abia așteaptă să facă trade-uri cu noi și să ne dea, știu și eu, poate cărți cu mending sau alte chestii trestii pentru hârtie sau, știm și noi, emeralde. Vedem, ne descurcăm cumva cu ei. Ei o să fie cei mai buni prieteni noștri începând de, din episodul acesta. Bineînțeles, avem și o carte unde avem obiective pentru episodul 2, la fel cum am avut și pentru episodul 1, de altfel. În care avem dărâmarea satului, pe care, după cum ziceam și înainte, am început-o deja. Se zice că undeva la 70% din sati dărâmate a mai păstrat doar casele în care sunt săteni. Avem o fermă de trestie, că, din nou, ne trebuie hârtie pentru sătenii ăștia ca să putem să facem trade-uri cu ei și bineînțeles ne trebuie un centru pentru trade-uri, adică o zonă sau, mă nu chiar zonă, aș zice mai degrabă o casă sau ceva, o clădire unde să avem strânși toți sătenii cu care să facem trade-uri, după care să-i transformăm în bibliotecar pe majoritatea, să facem roți trade-uri bune, știm și noi mending, silk touch, chestii de genul ăsta, ar fi mult mai ok așa decât să stăm să ne batem capul cu enchanturi uh, și să tot încercăm să facem level și bineînțeles după aceea să obținem enchanturi. Pentru că, după cum se poate vedea în inventarul nostru, avem deja 13 bookshelf -uri. Ceea ce înseamnă că putem să facem în table la cât mai repede și să ne enchantăm și noi niște unelte să ne fie treaba cât mai ușoară pe aici. Dar ca să facem chestia aia, ne trebuie foarte mult sugarcane și în momentul de față stăm cam prost cu el pentru că avem doar aici anită câteva din astea pregătite. Ceea ce înseamnă că primul obiectiv de din ziua de astăzi ar fi să facem undeva o fermă de sugarcane, aș zice eu cât mai automată cu putință. Trebuie să avem pe aici o grămadă de resurse pe care să le putem folosi, dar bineînțeles, pentru a face acea fermă. Mi era și așa frică să vin prin nether ăsta, să, să mă apuc de explorare pe aici, că e o zonă atât de nasoală, mai ales că vin gușteri din ăștia de... Era pe aici prima un guest, nu aș vrea să mă să-l caut, dar în orice caz sunt gușteri din ăștia care o să te mazilească destul de ușor și ținând cont de faptul că suntem și pe hardcore, dacă nu eram pe hardcore, hack mai era cum era. Oricum era frică să-mi pierd mele dar așa e și mai nasol. Dar măcar am făcut o niște cuarți și în partea aia văd că e un forest din al albastru, ceea ce înseamnă că putem face rău foarte ușor de ender pearl-uri, unul la mână, și doi la mână, nu prea o să ne batem cu mare lucru pe acolo prin zona aia. Ultimul sătean liber de pe aceste meleaguri. Dacă putem să spunem așa Și stă săracul deasupra casei lui Pe o bucățică de pământ Cel mai tare posibil ever Între timp am zis că ar fi bine Să mai plantăm câteva trestie care au crescut pe acolo Să o plantăm prin zonele astea Ca să avem un pic mai multă trestie Până ne apucăm de ferma automată Și cred că am găsit un loc perfect pentru ferma automată de trestie Ăsta de aici Am zis că dacă tot avem Generarea așa de frumoasă în Minecraft 1.18 Și avem de exemplu stânca asta Care cel mai probabil ar fi fost generată și în celelalte versiuni da nimeni nu ține cont de asta, cui pasă până la urmă. De ce să nu facem noi ferma de trese undeva aici în mijloc, în, în nebunia asta? Ne What? Avem un trader? Am auzit bine unde ești? Da, unde stați tu, mai friend? E de aici? E deasupra aici? Bă, prietene. Ia să vedem, unde Ui ești? <laughs> Cum l-am auzit până sus? Tu-i ceapa lui. Da un... Ia-o, te lai, mă, unei, mă. Bă, voi sunteți sinucigași, mă. Ne vorbim de aici, nu mă o lamă. Păi fratele trader unde -i? Ia -te, uite că l-am și găsit pe bezmetic. Era pe partea asta alaltă. Bine, măcar de la lama cealaltă am făcut rost de lead. Și probabil că o să facem rost și de la asta. Ce ne dă asta bun? Podzol, niște la bun, niște cactus. Te la găsim, brava, ok. Și fire. Hmm. Prietenul nu, de dar nu stiu ce. Așa că îmi pare rău pentru tine, la. O să trebuiască să... Hei! Nu-i frumos să scuipi. Cine te-a Așa. Trebuie să și de acum. Asta este. Bun, încă o bucățică de piele și două liduri. După o lecuță de muncă, iată că am terminat și mica noastră fermă automată de trestie. Am ales un design din ăsta cu un minecart pentru că mi se pare destul de simplu de făcut. Unul la mână și doi la mână. Prin chestia asta n-ai cum să pierzi deloc nicio bucățică de trestie. Practic, cartul ăsta cu hopper pe el se plimbă pe dedesubt, strânge toată trestia și în momentul în care ajunge aici o să dea unload, adică o să descarce toată trestia în cufărul ăsta folosindu-se de mecanismul ăsta micuț, care nu e greu de făcut. Ai un hopper care e îndreptat spre cufărul ăla, un amărât de da, asta, comparator care detectează când trece ceva prin ăla, sub chestia asta avem o torță de restone ce activează asta și așa mai departe. Lista poate să continue. Partea bună este că am avut Ideea foarte bună de a face nebunia asta de lac micuț aici cu trestie și am mai avut și trestie de acolo, so that's good for us, pentru că și fiindcă deoarece putem să ne facem și să ne terminăm uh, într-un final uh, enchantment evilu și să vedem ce prindem pe tânăcopul asta. Deși mai are 500 de durabilitate, parc aș vrea să-l salvez. E primul nostru târnăcop de diamant și aș vrea să-l folosim și să-l avem pe tot parcursul seriei. Nu am avut încă un loc special unde să punem uh, enchantment și sincer să fiu cu voi nu mai am răbdare. Ok, deci ne dăm breaking. Bun. Pe asta primim breaking, pe asta ce primim? Fire protection. That's bad. Pe asta primim sweeping edge trade. That's not a bad trade. Da, hai să ne a prima pe asta. Bam. Da. Am breaking și eficiență. Pretty basic, dar ne mulțumim și cu atâta. Și cred că putem să mai luăm încă vreo... Nu mai știu câte diamante am. Ia să vedem noi aici câte diamante avem. Hmm, 8 diamante. Am putea să mai facem încă un târnăcop, un topor, pentru că toporul folosesc foarte mult, și o sabie din diamantele astea. Și după aia să vedem noi ce mai facem ca să mai facem rost de diamante. Deci, o sabie la ordinea de zi, un topor la ordinea de zi, și cred că mai putem face încă un în târnăcop. Că poate, poate ne dă forcea. <laughs> poate avem norocul. Oricum putem să mai facem două enchanturi, ceea ce este extraordinar de bine. E fain să faci level să nu mori deloc. E, e foarte fantastic. Deci tu ne dai breaking, tu iarăși ne dai breaking și tu ne dai smite 4. Nu prea vreau smite 4 pe chestia asta, așa că o să luăm breaking asta un breaking simplu. Fair enough. Eficiență 5 și 4, pardon, și sabia knockback. Bineînțeles că o să luăm eficiența 4. Bam. Și am breaking. Ok, deci avem două târnăcoape cu ambrecina 3 și eficiență 4 până acum. Am prins niște encean uri de toată frumusețea, ce pot să zic. Dar măcar o să ne ținem mai mult un pic cu stârnăcopul și putem să-l punem și parte pe ăsta pe care îl avem acum. Spre exemplu, putem să-l luăm, să-l punem aici, să-l folosim un picuț pe ăsta. Înainte de a trece mai departe și de a face un design la ferma noastră de iar era să zic Jesus de trestie. <gângătări> Mai bine că ar fi bine să facem un lector și să reușim să obținem un sătean cu mending. Ținând cont de faptul că avem aici un gușter care e singurel și de capul lui și cu mending ora, bineînțeles, să ne folosim ca să ne reparăm uh, restul nebunilor, pentru că nu prea aș mai vrea, parcă să stau de nebun și să caut enchanturi. Cred că mi-e mult mai ușor să fac rost de enchanturi de la gustele astea. După ce obținem mending respectiv, ne punem fumușel și ne terminăm acolo designul la chestia asta și ne ocupăm un picut și de restul lucrurilor pe care le mai avem pe aici, cum ar fi să încercăm să facem un centru de training pentru săteni, enchanturi am făcut și să încercăm să obținem niște bibliotecari buni. 1300 de încercări, și câteva zile în Minecraft mai târziu am reușit să-l găsesc pe nemernicul ăsta. 10 emeralde pe un enchanted book cu mending boys, voi știți nebun la cap, cel mai bun trade cu mending pe care poți să-l obții. Cred că ăsta e cel mai, cel mai ieftin trade pe mending pe care poți să-l obții. Știu că se poate face chestia aia cu zombie și să-l obții la un emerald, dar fără să faci chestia aia, ăsta e cel mai bun trade pe care poți să-l obții când vine vorba de mending. Și bineînțeles că am mai obținut încă un, încă un uh, sătean. Oh, nu, 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 nu. You are not getting out of there. Încă un sătean, uite aici, în partea asta de jos. Și sosul ăsta ne dă Silk Touch. Ne dă Fire Aspect acum. Nu i-am blocat trade-ul. What? Ne dădea Silk Touch pe, un, uh, pe 5 me... Don't, don't you dare. Ne dădea Silk Touch pe 5 emeralde. Băi, deci trebuie să-i blocăm trade-ul cât mai repede la asta la Holy Jesus! Nu știu cum a reușit nemornicul să scape, dar o scăpat. Și acum vine la patul meu, bineînțeles, să se pună în pat, că nu n-are pat în casă, dar măcar am reușit să blochez trade-ul. Deci de pierdeam trade-ul ăsta și trebuia să mai sparg încă 1300 de, de chestii din alea și muream. Ești bun, ești blocat, avem o carte cu mending. Suți perfect! Până la urmă am reușit să facem și pe nemornicul ăsta micut să, să ne dea seal touch pe 5 emeralde și a reușit să facem pickaxe-ul ăsta. Eficiență 4, Unbreaking 3, Sir și Mending. Bineînțeles, o să urmeze în eficiență 5 pe el în viitorul apropiat, sperăm noi. Între timp, am reușit să facem și alte chestii, cum ar fi. Să facem ferma de tresie. Bine, nu este terminată în totalitate, adică nu avem făcut designul încă la ea. Dar lucrăm la chestia aia, însă e terminată. Bibliotecar cu trade-uri bune, avem doi. Avem unul ce ne dă Siltaș pe 5 emeralde și avem unul ce ne dă Mending pe 10 emeralde, ceea ce e țuț. din nou, avem după cum putem să vedem. Bine, avem două enchanturi, că doar de atât am avut nivel. But, it's fine. Suntem bine. <laughs> Suntem bine deocamdată. Și avem aici un gușter, fix aici blocat. Unul ce-a scăpat din căsuța aia de acolo. Un nemornicul ăsta micuț. Care s-a făcut să și am zis, dude, de ce să nu-l păstrăm? Că până la urmă, oricum avem, avem, nevoie de emeralde și cum putem să facem rost de dacă nu facem trade-uri cu un sătean de genul ăsta, că morcov și chestii putem să facem destul de ușor. Așa că, Aici în zona unde este ferma de, uh, cum zice, de trestie. O să avem deasupra o dita mai ferma de morcovi. Vreau să dărâm tot pământul ăsta de aici, să nivelez, să fac la nivelul ăsta. O să facem așa frumos cu lemne pe lângă și cu chestii, mai detaliem noi ca să arate drăguț. Și facem o fermă de morcoveți. Cu bun, ferma noastră de morcov este gata. Și cu designul făcut și cu câțiva morcovi plantați, mă rog, câți am avut și eu, acum că nu puteam să-i plantăm pe toți dintr-o dată. Zic că e destul de binișor Cu niște lempă aici pe acolo Ca să susțină un picuț Vezi doamne pământul de pe insulă Sau chestii de genul ăla Aici puteam să vin cu niște scări de piatră Dar am zis că arată mult mai bine așa Dacă se cum să zic eu se schimbă texturile, practic să avem piatra acolo, lemn acolo, parcă arată un pic mai bine și niște compostere repuse sus ca să dea așa o linie finuță și frumoasă la toată jumecheria asta. Da, asta am încadrat aici destul de binișor, zic eu. Deja au produs uh, niște, 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 niște sugar cane. Putem să facem o tonă de hârtie acum și să, nu știu, să cumpărăm cărți. Că deocamdată trade-uri cu hârtie nu putem face, că nu avem niciun sătean care să facă trade-uri cu hârtie. Oare dacă o să fac chestia asta, o să-i opresc pe ăștia din se mai urca pe tâmpenile astea? Sunt foarte, foarte enervant, că tot încearcă să ți pe astea și strică tot pământul fertil din jurul lor și mă enervează la culme. Da, dragii mei, înainte de a începe operațiunea Căsuța pentru Năsoși, am zis să începem o altă operațiune <laughs> și mai exact să strângem toți nasoși într-un loc ca să îi mai înmulțim un picuț și pe lângă asta să facem rost de cât mai multe meralde de la gustele astea care au trade-uri de genul ăsta. adică uite și tu, pac, țac, pac, un emerald pe 20 de wit, mi se pare super eficient. Și avem și din coace ăsta ce ne dă practic un emerald pe 22 de morcovi. Perfect. Pe lângă asta avem să niște doi frumoși cu o carte de Silk Touch pe 5 emeralde și o carte de Menin pe 10, ceea ce wow. Ah, și o să încerc să mai fac încă vreo să săteni. Cred că o să am nevoie de încă unul care să-mi dea Fortune pe cât mai puțin emeralde, Fortune 3 să zicem așa. Și încă unul care să ne dea practic unelte sau armuri de diamant ca să nu trebuiască să mai mergem la mina, deși nu prea pot să mă plâng de sesiunile de minat că pe versiunea asta de Minecraft sunt chiar destul de mișto. Singura casă care mai stă în picioare din tot satul nostru este practic casa în care ne-am stabilit noi cu aceste 3 minunății mie unătoare care este ele și cu cățelușii și toate chestiile noastre. Și practic dărâmarea satului este completă. Am terminat cu dărmarea tuturor caselor de pe aici până și fântâna o n-a mai nimic. Însă, între timp, mi-am amintit o chestiuță foarte, foarte interesantă despre sătenii ăștia. Și mai exact, faptul că o să faci un Fletcher și cu 32 de bețe o să obții un emerald. Ținând cont de faptul că avem o grămadă de lemn pe aici, plus că avem copacii de plus extraordinar de înalți, ar să facem o tonă de emeralde, și am reușit, bine nu chiar o turnă, cred că vreo 50 ceva de emeralde Și mi-am făcut uh, câteva cărți de mending între timp ca să am pe toate nebunile. Cred că mai am aici, da mai am încă două cărți de mending, am pus mending pe asta și am pus mending și pe toporașul nostru Și dacă tot am făcut rost de emeralde am zis hai să-i crește un picut uh, nivelul și la traderul ăsta cu uh, arm, arme, era să zic armuri, weaponsmith-ul nostru practic și în momentul de față l-am dus până în punctul în care avem la 18 emeralde, văd că un Diamond Axe și la 16 emeralde o lopățică, ceea ce am și făcut, mi aș și luat o lopățică. Avem câteva Diamond hole pentru că era un emerald by all means, așa că de ce să nu le luăm, dar trebuie să mai așteptăm un picuț să își mai revină asta cu trade-ul și să putem să mai facem o grămadă de trade-uri cu el cu bețe, pentru că mai avem o tonă de lemn. Și dacă nu, oricum putem să mai adunăm câteva din astea. Vreau să le mai fac încă, încă câteva 4 gușterilor eroilor de acolo și în timp ce fac patrule respective, să sperăm că se mai mulțește să vedem dacă putem să obținem un sătean poate cu eficiență 4 sau 5 și încă unul cu Force în 3. Nu mă așteptam să le pun la ăstea câteva 4 și să se mulțească ca iepuri în halos. <laughs> deci tu cât s-a adunat aici. <laughs> Jesus. Partea bună este că în curând o să mutăm o parte din ei, cel puțin cel mult, pardon, 10, că avem aici 10 din astea pregătite pentru ei, am, uh, mi-a venit între timp un design în cap, cum să fac toată șmecheria asta în care să adunăm noi săteni și să avem și o micuță zonă de storage și am venit cu ideea asta deocamdată. Adică, mă rog, avem layout-ul ăsta, ca să zicem așa, planul ăsta frumușel. Aici m-am gândit că putem să punem săteni și să vină o casă un picuț mai micuță, dar lungă și lată în același timp. Și asta arată să fie un picuț mai cred că un picus mai mult, mai înaltă decât cea de aici și să vină poate un pic să intre peste acoperișul asta și sus vedem noi ce avem. Dar deocamdată jos am zis că s-ar putea să avem partea de cufere și alte chestii de genora dar cine știe, poate între timp ne vin idei, știți voi cum se zice, pofta vine mâncând, așa că de îndată ce ne apucăm de construit, posibil să ne vină și idei destul de interesante pentru toată clădirea asta. Puteți să vedeți aici un puf în plin proces de creație. Leșin. <laughs> După cum spuneam mai devreme, aveți în fața voastră procesul de creație prin care trec eu cam de fiecare dată când încerc să fac o clădire, așa mai, mai cumva din mintea mea, mai, mai de la zero într-o oarecare măsură. Pentru că o să vedeți pe, pe parcursul timelapse-ului că există și secțiuni care sar un picuț, așa, dau ca, dau ca și un fel de skip la video din cauza că opream cum ar veni timelapse-ul și după aceea am venit altă idee și dărâma mea și un pic cu sclădirea, și o luam de la capăt și mă apucam și puneam acoperișul și un alt fel sau bla 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 sau bla bla Bine, deocamdată avem numai o schemă crudă, în română, ro, chestie, și pe urmă o să urmeze să mai facem un picut să mai, să mai dăm niște detalii clădirii și alte chestii de genul ăsta ca să facem să arate cât mai frumos dar în primul și primul rând ce mă interesează este să aducem sătenii înăuntru clădirii respective să îi punem pe fiecare pe treaba lor și să fie fiecare cu meseria lor și să încercăm să mai obținem încă câteva enchanturi aș prefera, după cum ziceam, încă un, aș prefera un fortune uh, Poate și un, un Unbreaking 3, why not, uh, poate și un Protection 4 sau ceva de genul ăla și cine știe poate obținem încă câteva enchanturi pentru sabie sau chestii de genul ăsta. cu atât ne putem lăuda deocamdată, dragilor, cam, cam așa arată toată structura asta pe care am făcut-o până acum. Practic ce vreau să facem este ca în clădirea asta mai lunguiață, cu acoperișul ăsta așa mai aplatizat, un picuț în formă de V mai deschis, să zicem așa, vreau să aducem să în toate nebunile astea de aici, să punem câte un sătean, Probabil că pe o parte o să avem săten care să aibă trade-uri cu cărți încântate și pe cealaltă parte să avem săten cu care să putem să facem trade-uri pentru emeralde și alte chestii de genul ăsta. Și aici în spate, în toată șmecheria asta, vreau să facem cumva o cameră în care să putem să punem niște cufere și să avem toate materialele de care avem noi nevoie deocamdată pe aici, prin, prin zona asta. După cum ziceam, zona asta de aici vrea să fie o zonă temporară, Vreau să avem o bază temporară aici de început unde să avem niște chestii nu foarte extraordinar de mari și nu, nu foarte complicate. Cum de asta avem și ferma asta de, de sugar cane un pic mai mică și avem și acolo sus o fermă de grâu și de morcov și bla bla și să ăștia, până ce reușim să ne facem rost de niște iteme cât mai bune și să ne strângem câteva resurse, după care o să ne îndreptăm să căutăm o zonă unde să putem să ne facem o bază mare și principală și frumoasă. Și după cum ziceam, aici putem să punem cufere și aici, putem să dărmăm tot peretele astea plus nebunia asta, deci o să avem două blocuri aici în plus, dacă tot e până acolo. Și putem să mai punem și aici în partea de sus, cred că încă câteva cufere, dacă ne străduim un pic și găsim noi o, o, idee și un design. Dar de început o să iau câțiva să de acolo și o să-i mut în partea asta. Nici bine nu am golit toată nebunia asta de aici și deja văd că S-au și reprodus acești, acești doi fermieri care este ei. Deja un copilaș foarte tare. Partea bună este că a reușit și nu a durat foarte mult. Asta e chiar, chiar, foarte important. Că de obicei să mut să și să faci chestii de genul să durează o veșnicie. Dar cu ăștia nu a durat așa de mult să-i pe majoritatea aici. Trebuie să mai faci rost de încă seteni, ca să umplem toată, toată nebunia asta de aici și după cu ceilalți doi care sunt fermieri, vedem noi ce facem, ne descurcăm noi. Dar în principiu pe partea asta aș vrea să am peste tot bibliotecar, după cum puteți să vedeți și voi, îl avem aici pe ăsta cu Mending, ăsta aparent încă nu și-a luat meserie și nu înțeleg de ce, dar o să punem chema asta, uite aici ăsta cu Mending, ăsta cu ce ne dă, ăsta e la cu eficiență, eficiență 4 pe 19 Emeralde, ok, ăsta sărac cu, iară nu văd de ce nu are așa meserie, și ăsta alături cer cu Silk Touch pe 5 Emeralde. 3 trade-uri destul de bune, zic eu, și destul de ok. Din ce avem pe gușterul ăsta de Fletcher, care să ne dea lucruri pe... o să ne dea de pe bețe. Ok, Toolsmith-ul. Cred că m-am încurcat în episodul ăsta și i-am zis, zis Weaponsmith or something. Ok, și avem armurierul, pe care încă nici măcar -am, cu care încă nici măcar nu am început să facem trade-uri, dar o să facem în viitor. Și încă 1, 2, 3 uh, seten cu... pe care putem să exploatăm, ca să zicem așa. Pur și simplu nu... nu, nu vine, să cred. <laughs> Stăteam liniștit și încercam să fac niște trade-uri cu stăteanul ăsta de aici Care să ne dea armuri și chestii Și de peste drum Chiși ce vine Un mare creeper fratele meu care îmi explodat în spate și mă omoară și -mi strică tot 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 ce am făcut până acum Deci nu pot să cred că am stat o săptămână, o săptămână și ceva să încerc să filmez episodul ăsta Din cauza timpului bineînțeles, nu că ar fi fost ceva greu de făcut ce vine un creeper și îmi distruge toată lumea O lume în care am stat cât, chiar câte zile am supraviețuit în lumea asta Asta chiar, uite că am și găsit, 88 de zile 88 de zile de muncă, în Minecraft bineînțeles S-a dus pe sfârlă Ei bine, cel mai probabil o să ne vedem în episodul următor, dragilor, în care o să o luăm de la capăt, practic că Altfel, n-avem ce face Asta e hardcore pentru noi. V-am salutat, dragii mei. Mulțumesc până acum de vizualizare și toate cele. Și o să ne vedem în episodul următor cu un nou început, bănuiesc.